versetul 10. Vândem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, aveți tot același fel de vorbire. Să n-aveți deplinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la toi, că între voi sunt certuri, vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chipa, și eu al lui Hristos. Capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc haine lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Cât n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost la fricos și prins de tremur și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbirea întâmplătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și puterea, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Capitolul 3. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicioși, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor cruci în Hristos. V-am venit cu lapte, nu cu bucate, dar că și nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Nici de slujitor al lui Dumnezeu pe care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am slăbit, Apollo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici ceea ce sădește, nici ceea ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplată după steneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Iar la versetul 16 spune cuvântul, nu știți că voi sunteți totul templul lui Dumnezeu, ci că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe celălalt va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este Sfânt și așa sunteți și voi. Amin. Domnul să binecuvânteze cuvântul la această dimineață. Fraților, să nu credeți, când am studiat aceste versete, numai departe de mine gândul să mă gândesc la biserica din Dej sau altă biserică. Dacă v-aș spune din ce biserică vin, n-ați mai zice nimic. Biserică cu probleme. Și bisericii și adunările au probleme. Dar au avut cei doi frați la început, ca în ceapă. Și unul s-a ridicat împotriva celorlalți și l-a omorât. Probleme există. Asta e rezultatul păcatului. Ne-am depărtat de el. Am ales întrebările celui rău. Și problema există, da? Problemele pot fi și rezolvate. Și sunt. Și ce-mi place la locul de muncă unde sunt? Avem probleme, dar se pune accentul pe rezolvare. Cum să rezolvă? Nu tot să punem cu degetul, să zicem, din cauza lui asta. Nu. Rezolvă problema. Și oamenii aceștia, frații aceștia din Corinteni aveau probleme. Și problemele de unde veneau? Din doctrină. Nu întâlnim aia. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, unul al lui Apollo, unul al lui Chipa și unul al lui Hristos. Și vrem, nu vrem. Sunt diferențe de interpretare a cuvântului lui Dumnezeu și sunt probleme create prin această interpretare. Păi, dar gândiți-vă, unii sunt al lui Pavel. Pavel a dat peste ca toată teologia iudeilor. Căci prin har a fost Duhului și prin credință. Nu prin fapte. A desfințat aproape total legea lui Dumnezeu și a strălut. Și
Și oamenii aceștia, acesta este calea. Alții, eu sunt dat de acolo. Cuvântul lui Dumnezeu spune de acolo că era un om tare, în Scripturi. Era un om înțelept, o vorbire deosebită și omul acesta și-a adunat în jurul lui oameni care l-au ridicat și-au zis, omul ăsta este care răspândește adevărată cale. Și omul acesta nu era oricine în față de 18 întâlniri, ca fiind din Alexandria. În Alexandria era cea mai mare bibliotecă din lume, era considerată cele 7 minuni ale lumii. Oameni educați, oameni cu daruri de a exprima cuvântul, tare vorbire. Și frații din Corintă, eu sunt cu Apollo. Alții au zis, eu sunt cu Chifa. În nimeni altul nu este mântuire. Că nu s-a dat să-mi cer un alt nume ca să fie mântuit, că e Iisus Hristos. Dar Chifa, bine, pentru și cade la acel ăsta fățărnicie și spune, mai, da, este credința Domnului Iisus, dar mai bine și mai așa. Și cade. Și se ferește, cam așa, se ferește de mult. Și alții spun, eu sunt al Iisus Hristos. Și ce-mi place mie la Pavel? Și ce-mi place la Apollo? La Chifa. Nu veniți voi cu mine. Voi lăsați-mi la Iisus Hristos. Nu vă uitați la cântare sau cântare acum. Nu vă legați de oameni. Că acum este o binecuvântare și poate de fi dezamăgit. Privește la Iisus Hristos. Din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Noi propovăduim pe El. Pe El ne strigni. Nu vă uitați. Mi-a duc aminte. Veneam o dată la biserică cu mult timp în urmă și i-am întrebat acela născut când mergeau cu coazie la Pentecostal, zicea, m-a întrebat, mă, voi aveți musafir? Am văzut că am musafir. Fratele mi-a spus, da, vine Domnul Iisus. Vine Domnul Iisus. Aceasta trebuie, venim la casa Domnului să ne întâlnim, să-L slăvim pe El, nu pe oameni. Nu vin la casa Domnului ca să-L slăvesc pe cutare sau cutare predicator, să-L slăvesc pe El. Că aceste atitudini ale noastre cu privire la casa Domnului, la venire, la întâlnirea, creează probleme, creează dezbinări, conflicte. Eu sunt agricultor, mă duc că vorbesc cu tatăl sau cu tare, sau mă duc la biserică cu tare, sau cu tare. Sună rău. Mă duc la biserică cu tare sau cu tare. Este biserica lui Cristos. Fraților, dacă Domnul, atunci când ne adună la casă Domnului, să-L slăbim, să-L ridicăm pe El, noi să fim copodul. Că după odată o soră, când am predicat într-un loc, nu mă văd după fiind să se zică, voi, dar bine, predica sau nu. Face Domnul să dea ceva pentru mine. Facă Domnul, ori de câte ori, frații, să predică numele Domnului aici, să asculte de El și să transmită poporul. O altă problemă care se ridică, vreau să punctez așa mai mult, o altă problemă care se ridică în rândurile credincioșilor și trebuie să băgăm de bine seama, este în capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă postez taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Ne place să ne lăudăm cu teologii noștri. Ei, nu de mult, auzi, păstorul nostru
binecuvintează, dar din miile și miile de oameni care au ieșit din păcile teologice din Oxford sau din Anglia Marile Teologice sau din America, Anglia a trebuit să fie în plăcă. Spuneți. A fost în plăcă cu un om de rând, John Bunyan sau alții. Deci, ne place să ridicăm înțelepciunea omenească. Ca să vă spun un lucru, tot mai mult sunt înmulțesc teologii și în România. În America, cred că cei mai mulți care au terminat colegiile biblice, teologice, nu lucrează cuvântul. Mulți au. Am băiatul meu care a terminat colegiul engleză biblic. Și toți colegii lui s-au dus mai departe. Unii dintre ei. Dar niciunul nu este. Nu lucrează. Mulți nu mai merg la biserică. Unul dintre ei, la cunoscut, venea des la noi acasă și a primit o bursă la Harvard. Și omul acesta face teologie, cred că. Și va fi un profesor de teologie, poate la un seminar din Oradea sau mai știu eu, în București. Omul acesta nu merge la biserică. Păi, ce să mă duc la biserică? Eu știu mai multe decât păstorul ăsta sau de. Eu cunosc mai mult. Deci, asta este realitatea. Și ne prindem și ne pălim cu oamenii noștri. Și vă spun, fraților, nu e păcat să ai școală. Dar să mergi la școală, să plătești o grămadă de bani și să nu ai chemarea și să te desparți de ce te-ai pregătit. Dacă nu-i păcat, e păcat că ți-ai dat banii degeaba. Și ți-ai pierdut timpul degeaba. Și noi ne lăudăm. Odată, băi, Mircea, dacă vrei să ascult o predică bună, du-te la putare, care a terminat în America. Are dar. Și asta vă spun un lucru. Creează probleme. Știți ce spune Pavel? Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. La 2 Corinteni 11, 6. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față, cuvântul lui n-are nicio greutate. Și acum, spuneți, în câți teologi din România au avut pregătirea lui Pavel? Nici o prietă vorbire, l-a făcut. Haideți-l-o. Dacă Duhul lui Dumnezeu este suficient. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe care fac școală. Dar dacă n-au chemare, produc probleme în biserică. Și sunt în lucrarea în care ascultă. Trebuie să ai chemare. Ungerea Duhului Sfânt. Și asta creează probleme în biserică. Acum, cum să vă spun? Eu cum mă duc acasă, totdeauna îmi iau Biblia și încep să răsfoiesc și să mă gândesc ce-a predicat pastorul Dumnezeu. Mergeți acasă și când mai studiați așa, ce? Nu ce zice Mircea sau ce zice cuvântul. Încep să cumplesc câteva idei care să mă călăuzească, fratelor, pentru că biserica se gândește, poate se gândește. Mai aveți păstor. Vezi, zice, da, bine, avem păstor. Păstorul e Domnul Iisus. Da. Și aceasta este. Și
Pentru că am atins ideea cu biserica. O altă problemă care se creează în biserică este înțelegerea greșită a bisericii. Vedeți? Este mai puțin la protestanți, dar ne ducem la ceilalți. Biserica este asociată cu un cult. Biserica catolică, biserica ortodoxă, biserica nu știu care și nu știu care. Și asociăm biserica cu un cult. Și vreau să vă spun un lucru. Mă cam deranjează când oamenii încep să cheme lumea la biserică. Nu se cheme la Hristos Hristos. Am colegi care toată ziua numai de biserică vorbesc, dar nu vorbesc de Iisus Hristos, care poate să mânge suflet. Odată am pus întrebare la un frate în America. De ce nu mai vreți atâtea biserică? Păi că nu le-am văzut la ce costă $20, 5, 10. Ce fiecare e o valoare. Fiecare o valoare. Nu zic că nu una de 20 de dolari, una de 5, una de... Fiecare o valoare. Și de aceea sunt atât. Dar biserica nu mântuie. Puteți veni toată ziua aici. Cu sanitar, la Elenica, poate venea. Și tot. Din templul lui Dumnezeu, o peșteră de tătare. Și de multe ori, chiar de mult, am văzut buletinul la biserică. Fiecare, cât a fost la biserică. Avea cel mai mare milionar din lume din Rochester. Era pe primul pe listă. Cât pune cuie. Am întâlnit și oameni și la protestanți. Dacă mă duc la biserică și pun ceva, Domnul va da. Credința Iisus Hristos. Credința de... Și, fraților, biserica spune cuvântul lui Dumnezeu că este trupul lui Hristos. Și dacă mergeți acasă, le spuneți și pe de ce înseamnă trupul lui Hristos. Mă duc la spre slujire unui altora. Vreo două săptămâni înainte, când am citit și m-am gândit la trupul lui Hristos. Deci unul e mână, unul e picior, unul e corect, unul e... Acum, unul e nas. Ce ar fi când o mădulare începe să se dea mare și tare, să înceapă să crească nas? Cât de vidos poate fi trupul? Dar când o mână începe să se trează mare și să se ridice în sens. Nu. Trupul lui Hristos este perfect. Și fiecare al trupului Hristos avem darul pe care ne-a dat. Spre folosul altul. E un dar de slujire. Cum spune aici. Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu. Niște slujitori. Și fiecare dintre noi am primit darul din partea lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Și ce se cere de la un slujitor? Să fie credincios în lucrul încredințat. Deci dacă eu sunt ureche, nu mă duc să pipă cu mirosul cu ureche. Că sunt ureche și stau în banca mea. Dacă cu tare are darul de îmbărbătare, de mâncăie și fiecare. Vreau să vă spun, fraților, poate fi un om extraordinar de bun în mânuirea Cuvântului lui Dumnezeu și să fie catastrofă cum păstorit. John MacArthur spunea totdeauna,
unul dintre cei mai mari teologi și care îmi place să studiez când am întrebări. Eu nu sunt pastor. Eu sunt învățător. Domnul s-a venit prin el. Dacă n-aveți nevoie de pastor, e pastor. Alt învățător. Altul are darul și darul. Aceasta este Biserica lui Hristos. Este trupul lui Hristos. Deci nu este un cult și sub unde să mergem numai așa să ne amăgim de Dumnezeu. Și fiecare să-și cunoască și să zidească și să îmbărbăteze unul pe altul spre zidire. Pentru că este poporul Domnului. Un popor sfânt. Ales spus deoparte. Cu câteva săptămâni în urmă am fost la o biserică, la inaugurarea unei biserici în Rochester și ce mi-a plăcut? Cel mai mult, spuneau un grup de credincioși care făceau parte din biserică, Dumnezeu mi-a pus în zona, în sudul Rochester, un scop de slujire, să fim o binecuvântare pentru societatea din lume. O comunitate unde se ajută unul la altul, unde se îmbărbătează pe unul la altul. Anul trecut citeam o carte despre de ce trebuie omul să sufere, de ce suferă omul. Era scrisă de la un rabin din New York care avea o congregație acolo, era o congregație de 2500 de femei. Și omul acesta a trecut prin suferință cu copilul. Suferință extraordinară. Și ceea ce l-a ajutat și l-a învățat. Rolul sinagogii în comunitatea evreie. Spunea o treabă. Odată a murit o persoană. Toți evreii din jur s-au dus la el. Familia n-a trebuit să facă nimic. Toți s-au îngrijit de mormântare, de cele trebuincioase ritualurile lor. Familia avea destul de cazul lor, suferințelor pe care și restul comunității i-au ridicat. Nu i-au pus în jos. Acum ce să fac? Cum să mă pregătesc de mâine? Cum să fac asta? Nu-i destul că mai trebuie să fac și asta. Asta e tradiția noastră. Și nu e biblică. Degeaba. Deci, Biserica Domnului din Dumnezeu este chemată să fie o comunitate de sfinți, să se ajute unul cu altul. Nu să fie o povară sau să... Și dacă unul a avut un dar sau altul dar, nu e niciodată un frate că de-al florilor tot de să ducea cu o sacoșe plină. Nu era ușor în 86, nu era, tot erau părați. Și la o bătrânică se ducea din câteva și se ducea acolo. Aceasta este biserica, trupul lui Hristos, comunitatea celor sfinți, poporul Domnului. Și, fraților, aș vrea să închei cu versetul 16 din capitolul 3 din Victorie și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Vorbim foarte mult și zicem, Biserica lui Hristos, lui Dumnezeu, este universal. E adevărat. Dar nu putem ignora, este și local. Aici aveți cu bisericile corect, din Romani. Vă uitați și bisericile din Efes, Tiatira, Pergam și toate. Deci bisericile locale și Biserica lui Dumnezeu, universal. Aici, când am citit, am rămas un pic și m-am gândit la un lucru. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu,
pe acel alba din miște și Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu. Noi suntem templul. Biserica este clădirea templului Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Nu vă amăgesc cu ideea, da, suntem Biserica Universală, pe care porțile, locuințe, porțile, nu vor biurui. Este și Biserica Locală, care se poate distruge, care se poate, poate fi nimicită. Am o colegă, am avut o colegă din Efes, și mai am altă colegă din Istanbul. Când am încercat să vorbesc cu ea, habar n-avea. Cele 7 biserici din Efes, din Turcia, din Asia Mică, duceviți, toate sunt Turcia, 98% sunt musulmani. Unde-i biserica? Acum te-ai micit. Și să avem grijă, frate și sorori. Să privim, atenți, dacă crede cineva că stă picior, să ia seama să zic asta. Băiatul meu, s-a întâlnit cu unul din profesorii lui. M-a întrebat. Ești tot la credință? Am întrebat, de ce te-a întrebat? Este majoritatea celor care au terminat colegiul biblic au plecat. Deci, aș patru agenți de teologie. Și limba asta, cuvântul limba, au plecat, au plecat. Deci, să avem grijă și fapte Dumnezeu. Se spune că viața unei biserici, acum în America, nu este mai mult de 40 de ani. Bisericile care apar, apar. Dumneavoastră ați avut de mult 100. Domnul să vă ține harului, dar luați seama, spune cuvântul, dacă mă vă mușcați acum, luați seama să nu fiți nimiciți de alții. Comunismul nu a putut distruge biserica în România. A fost mai puternică, vă spun. A fost mai aproape. Cum spunea frate, mi-a ascultat acum 3 săptămâni un frate predicând. Și zicea un alt frate, mă frate, acum 30 de ani, 40 de ani, rar auzeam că predică bună. Poate la Domnul. Dar era mai aproape de Dumnezeu. Eram cu cuvântul care mă zidea, mă întărea. Acum, ascultă fiecare zi predici bune și, nu știu, parcă mă... Să luăm seama și parcă Duhul lui Dumnezeu să ne învețe că înțelepciunea omului nu va zidi biserica din deci, nici teologii mari nu vor zidi. Credincioșia voastră, credincioșia mea, din credincioșul lucru în credința și încrederea El vă va ridica și vă va ajuta și ne va ajuta să ne întâlnim El. La judecată de apoi, din binecuvântat să tață, veniți de moșteniți împărăția țelului. Nu la lege, Dumnezeu să ne ajute la asta, să alunzim glasul acesta și să fim binecuvântați de ea. Amin.